dulceața de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Pasiune și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit! Îmi pare bine că ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare plăcere! Un ceai și o asociere pentru mâncarea mea de bază! De bază, mai ales seara! Toată ziua! O asociere pentru dumneavoastră, domnule Chirtacă! O asociere? O asociere! Un vulture! Vulture. Mulțumesc foarte mult! V-am asociat cu foarte, multe. Foarte drăguț. Vă place asocierea? Da, m-au asociat cu ce doriți la primărie totale. Și ultima asociere era cu maidanezii. Așa strigau prin Consiliu. Maidanezul. Nu, un vulture, pentru că un vulture vede totul de sus. Și dumneavoastră trebuie să urmăriți totul de sus. Dacă ținem cont de faptul că port ochelari, nu știu dacă tocmai ochiul de vulture presupune o vedere foarte bună. Dar presupune o intuiție bună și un discernământ pentru a discerne lucrurile pozitive, negative, oamenii binevoitori, oamenii răvoitori, pentru a gestiona problemele mici și mari care bine, sunt. Bine, mersi. Foarte plăcută asocierea, trebuie să mulțumesc. Eu după zodii sunt leu. Așa. La capitolul lună, cal la capitolul cal, la capitolul an, la capitolul cal. Respectiv, mă mai asocia unii cu lupta cu morile de vânt, cu Don Quixote și așa. Și da. Aici cumva s-ar potrivi. Vă place, da. Da, mulțumesc. Da. Chiar dacă e simbolul unui partid, tocmai acum o să trebuia să se dea după mine. Da, exact. Mă bucur. Spuneți-mi, cum e să trăiești tot timpul, adică, haideți să începem cu aceea că imediat începă alegerile, dar noi nu ne axăm pe problemele Chișinăului, problemele primăriei. Vorbim despre dumneavoastră ca om, ca persoană, pentru că așa este formatul emisiunii și este bine, cred că oamenii să vă cunoască. Regulile gazdei. Cum spune gazda, așa facem. În afara funcției pe care o aveți. Dar vreau să vă întreb, cum e să fii tot timpul în această agitație, tot timpul în lupte, din alegeri parlamentare în alegeri locale, în continuu? Cam mult, într-adevăr. În 10 ani de zile, din 2005, când am participat prima dată la alegeri, și până astăzi, și din 2007, de când sunt primar, au fost circa, cred că 12 runde de scrutin, mai mult decât o dată pe an. În 2005 a fost de două ori vara, de două ori iarna. În 2007 a fost de două ori turul 1, turul 2, în turul 2009 a fost de două ori aprilie-iulie, în 2010 a fost referendum parlamentar iar de două ori, 2011 turul 1, turul 2 iar de două ori, și 2014 parlamentare și acum 2015 iar locale. Asta e cam mult pentru mod normal, o dată la 2 ani. Mi se pare și mie, senzația este că ești tot timpul în linia întâi, ca la pompieri. Adică dimineața știi cum începe activitatea, dar nu prea știi cum se încheie seara, în funcție de ce apare pe parcursul zilei. Da. Aici se poate spune că s-au adunat niște lucruri și n-ar strica un pic de odihnă. Deci de la 25 de ani sunteți în politică? Da, practic da. Bine, în 2003, când am venit acasă și aveam 25 de ani, când am venit de la studii din București și din Iași, până în 2005 am activat în societatea civilă, la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului. Nu era politică, era monitorizarea politicii. Atunci mă ocupam de monitorizarea alegerilor în special, a libertății presei și a drepturilor omului în Transnistria. Însă era cumva foarte strâns legat de politică, pentru că tocmai au fost grevele la Antena C, la Euro TV, grevele la Teleradio Moldova, cu cenzura care a fost atunci.
situația școlilor din Transnistria, tocmai atunci s-a întâmplat în 2004, deci era foarte aproape de politică și din 2005 deja deschis, candidând la funcția de primar în iunie 2005. Și de la 29 de ani fiind primar, nu acum 28 chiar. Da, 28. Da. Ați fost cel mai tânăr primar a unei capitale europene. Așa spune statistica, n-am apucat statistica să verific în 8 ani de zile, dar din ce au ajuns la mine informații, așa ar fi fost. Bine, Chișinăul, capitala europeană. A fost primul meu slogan, este în continuare prioritate, dar totuși Chișinăul a ajuns să fie între capitalele europene pentru că așa a fost istoria noastră, așa ne-a fost destinul. În mod normal, noi eram partea unei țări mai mari. Și în 1990, odată cu independența, în 1991, Chișinău a intrat în rândul capitalelor europene. Dacă vorbim de istoricul capitalelor europene, acolo nu este vorba de orașe de vârsta Chișinăului. Sunt orașe cu vechime mult mai mare, de 1000 de ani, 2000 de ani și așa mai departe. Însă asta ne onorează, evident, și așa au fost circumstanțele la 1991 și 2007. Momentul ăla, da. Dar acum, când vă uitați înapoi și vă amintiți că la 28 de ani ați devenit primara Chișinăului, nu vă pare că nu prea aveați experiență? Cum vedeți acum? Atunci, bineînțeles că ai entuziasm, dacă aș da timp înapoi, dacă aș da timp înapoi, cred că 90% aș păstra lucrurile exact cum au fost. Și chiar a fost o oportunitate mare și pentru mine, consider, și pentru comunitate, ca fiind tânăr și nefiind implicat în niciun fel de relații, niciun fel de rețele, niciun fel de subordonări sau altceva, să pot să fiu reprezentantul comunității. Asta a fost un avantaj. Da, evident, cu siguranță. Și întotdeauna constatăm cu tristețe că între ceea ce înveți la școală, la universitate și ceea ce aplici în viață, este o mare diferență. Și cu cât mai târziu începi activitatea mai serioasă, să spunem, în timpul vieții mature, cu atât mai puțin poți aplica din ceea ce ai învățat la școală. Bine ar fi dacă am putea aplica la școală tot ce am putea aplica în viață, tot ce învățăm la școală. Asta ar fi diferența un dezavantaj. Diferența între teorie și practică, cum se spune. Da, este un dezavantaj atunci când încep târziu. Deci asta a fost un avantaj pentru că am ținut să aplic cât mai mult din ce am studiat și într-o bună măsură asta mi-a reușit. Pentru că atunci când făceam reforme nu mă gândeam dacă voi fi sau nu reales. Știam că trebuie făcut reforme, altfel orașul nu merge înainte. Atunci când era vorba de a accepta sau nu niște situații de mici înțelegeri sau înțelegeri pe sub masă, iarăși nu aveam cum să fiu adeptul pentru că erau încă foarte bine sedimentate lucrurile de acasă și de la studii. Și asta a constituit un avantaj. 10% ce aș schimba este acele domenii care reprezintă cea mai mare presiune, și anume domeniul funciar și imobiliar. Nu ar fi trebuit să le las descentralizate, ar fi trebuit să le țin sub control personal, așa cum fac în ultimii 2 ani. Pentru că aici este cea mai mare presiune și de multe ori se întâmplă abuzuri. În rest, cred că aș fi păstrat exact ceea ce am făcut. Pașii care i-am făcut sunt corecți pentru Chișinău și ei dau rezultate și vor da în continuare. Și totuși, probabil ați avut momente de confuzii, de neînțelegeri, de... Da, cu siguranță. Și dezamăgiri, și de înțelegeri, da. Și oboseală, și lehamite chiar. Cine au fost oamenii care au fost alături, care v-au susținut, pe care v-ați putut baza? Cei și care sunt astăzi alături de mine. Oamenii cu care am început încă de la partid, nefiind încă la primărie, din organizația de tineret, din organizația municipală, din staful central. Și cei care treptat s-au trecut prin selecția naturală, să spun așa, a timpului și a provocărilor care au fost în acești 8 ani la primărie. Și respectiv au rămas alături de mine. Sunt colegi de vârsta mea în mare parte, și mai tineri, dar și mai în vârstă, o echipă de, știu, 20-30 de oameni cu care știu sigur că putem trece și prin foc și prin... Care nu s-au schimbat pe parcursul ăștia 8 ani? Ba, sau mai... O parte din ei, deci, s-au dus doar aceia care nu au respectat regulile de joc. Noi am stabilit ștacheta la un anumit nivel. O respecti bine, nu? Trebuie să pleci. Mai mulți s-au dus sau mai mulți au rămas? Mai mulți au rămas, mai puțin au fost duși, au fost plecați, să spun așa. În momentul în care i-am prins că nu este în regulă ceea ce fac, au fost rugați prima dată frumos să plece, după aceea au fost dați afară, dacă n-au ascultat prima. Deci interesul, la noi așa e pusă regula, interesul comunității, interesul orașului trebuie să prevaleze asupra interesului personal. Da, există și interese personale. Dar și de înțeles în toată lumea, nimic, nicăieri nu e perfect, nicăieri nu e ca în farmacie sau totul de cristal.
Dar nu poate interesul personal să prevaleze asupra interesului orașului, că atunci discreditezi întreg proiectul și te faci de râs. Și asta noi am stabilit ca regulă pe interior și cine a inversat lucrurile a trebuit să plece. Am înțeles. Deci ați reușit o performanță foarte mare, să deveniți primar la o vârstă foarte tânără, să vă mențineți în această funcție. Aici să nu mânie pe Dumnezeu, chiar este o performanță și este unică pentru mine, pentru că cine un tânăr la 20 și ceva de ani absolut are o asemenea șansă și mai ales că s-au mai făcut niște lucruri, vor rămâne, voi fi, nu voi mai fi pe viitor, ele oricum vor rămâne. Absolut. Și asta mă onorează și întotdeauna am spus că indiferent care va fi decizia locuitorilor Chișinăului în vara acestui an, sunt onorat deja pentru faptul că 8 ani am fost primarul Chișinăului. Aveți un parcurs, exact. Există un bilanț pe care l-am făcut chiar de ziua tricolorului, pe 27 aprilie. Așa s-a întâmplat că eu țin minte primul eveniment patriotic al nostru, 27 aprilie 1990, când a fost arborat tricolorul deasupra Parlamentului de Unchiul Gheorghe Ghimpu. Aveți 10 ani atunci. Aveam 11 ani. Și tocmai am constatat că așa a fost să fie, ca raportul de activitate pe 8 ani la primărie să fie în aceeași zi, după 25 de ani. Uh-huh. Și este un bilanț al tot ceea ce am făcut eu timp de 25 de ani, chiar dacă atunci aveam 11. Așa ați decis. Așa văd eu lucrurile. Să vedem ce va fi în următorii 25 de ani. Dar care sunt alte lucruri pe care le-ați făcut în viață și pe care majoritatea altor oameni nu le-a făcut? Așa, o singură precizare cu tema cealaltă, după care încerc să văd ce am făcut și n-au făcut alții. Apropo de reușite și nereușite, un lucru cu care cu siguranță mă mândresc, chiar am făcut acum un calcul, este următorul. În 8 ani la Chișinău s-a investit circa 15-18 miliarde lei în construcții. Transformând în euro, este 1 miliard de euro. Deci avem și noi miliardul nostru de euro, doar că miliardul nostru de euro a rămas în municipiu și este investit pentru dezvoltarea municipiului și a locuitorilor săi. Pe când celălalt miliard cumva a dispărut și este o problemă să fie recuperat și cine răspunde pentru el. Asta așa, pentru contrast, fiecare cu miliardul lui. Cât ține de ce am făcut și n-au făcut alții, în primul rând am avut posibilitatea să-mi fac studiile în România, consider asta un avantaj. După aceea am făcut studiile și la Universitatea Sorbona din Paris. Asta este chiar și o oportunitate pe care foarte puțini o au. Am călătorit foarte mult, chiar înainte de a fi primar. Am fost și în Statele Unite și în Canada, practic toată Europa, în cadrul unor proiecte internaționale și pe cont propriu. După aceea, când am revenit la Chișinău, într-un timp foarte scurt am devenit cunoscut și am avut posibilitatea să promovez ceea ce gândesc. Asta de asemenea consider că, nu știu dacă foarte mulți au avut posibilitatea, la Comitetul Helsinki, după aceea în proiectele internaționale și după aceea la primărie, la partid și la primărie. Este o ocazie. Până la urmă, de multe ori m-am gândit, dacă aș fi rămas în România sau aș fi mers în Europa de Vest, aș fi muncit undeva cum munceam eu la televiziune, redactor, șef de emisiune, sau poate aș fi fost un director de programe sau un șef de redacție sau cine știe, sau în Europa aș fi fost un funcționar, cum sunt foarte mulți colegi ai mei care lucrează la Comisia Europeană, la Comitetul Regiunilor, la Consiliul Europei. Deci nu regretați. Niciun caz, deși foarte mulți mă întrebau în 2003, la ce naiba te-ai întors? Toată lumea pleacă, dar tu te întorci. M-am întors să continu ceea ce a început. Mihai Ghimpu, Gheorghe Ghimpu, da, tricolorul, păi toată lumea. Da, păi ați spus că v-ați întors pentru ca să duceți mai departe idealurile familiei din care veniți. Da, idealurile mișcării de renaștere națională, pentru că asta m-a format până la urmă, atunci când eram copil. Dar cât credeți că din aceste convingeri și idealuri au fost alegerea dumneavoastră și cât a fost influența familiei? Aveam 9 ani, în 89. Părinții mei discutau, țin minte, la un consiliu de familie ce să facă cu gospodăria din satul Ignăței, de unde este tata, care a fost luată de comuniști în 49, când au fost deportați în Siberia bunicii împreună cu tata. Pe atunci era ocazia erau două posibilități. Una, să primești 10.000 de rubli, cât valora o mașină Lada model 06, sau să primești gospodăria înapoi, așa cum era în natură, în starea în care era, și o compensație de 1.500 de ruble. Eu aveam 11 ani, bine, când înțelegeam eu la vârsta, eram proaspăt primit în rândurile octombrieilor, pionierilor, deci se făcea influență de invers, de propagandă, da. Apropo de unde ne aflăm. Da. Doar că aici în sensul bun al cuvântului. Și țin minte că atunci am avut următorul punct de vedere. Păi noi mașină aveam o Lada 01, până în ziua de azi este a lui tata, din 73.
Deci noi mașini avem, nu știu dacă neapărat trebuie să ne strălucească ochii după o mașină. Asta este baștina, asta este casa părintească. Eu am crescut la bunica în partea asta, la Colunița, și mi se părea destul de straniu că eu nu pot să merg la bunici în partea cealaltă, la tata. Și zic că, în mod normal, trebuie să luăm casa. Deci aveam 11 ani. Asta a fost punctul meu de vedere. Așa. Și așa a fost luată casa. Și în prezent este la noi, bine, ea era într-o stare degradată și atunci fusese Selsoviet, adică cum e primăria astăzi, din 49 vreo 30 de ani. Era și o panou de onoare acolo. După aceea a făcut bibliotecă, croitorie și la urmă a făcut atelier, chiar erau niște strunguri. Și au dărâmat toți pereții, au lăsat un singur stâlp, au pietruit curtea, grădina, încă un pic și puneau asfalt, cred. Deci era într-o stare avansată de degradare și n-am putut decât să conservăm ceea ce este. Am pus nuci de jur împrejur și o vie. Și până ziua de astăzi și meri. Și până ziua de astăzi mergem și avem grijă măcar cât de cât. Deci v-ați impus de mic? Adică nu știu, este un episod din copilăria mea despre cum am analizat eu la vârsta respectivă o situație. Și mai departe totul a fost foarte firesc. Adică am descoperit și eu niște lucruri că nici eu nu știam. De exemplu, cu Nanu G, cu Gheorghe Iimpo, a stat închis între 72 și 78. Pentru tricolor, pentru limba română. N-am știut, am aflat asta mai târziu, când aveam vârsta de 13 ani, cred 12-13 ani. Și la început în capul meu era un fel de conflict, o dilemă. De ce nu este bine cu octombrie, pionierii, drapelul roșu și Uniunea Sovietică dacă ei ne învață de bine la școală? Și ceea ce apare în stradă? Deci de ce este acest conflict? Eu nu înțelegeam. Țin minte chiar că veneam la școală, aveam două volume cu biografia lui Vladimir Ilici Lenin. Și veneam la școală și spuneam, dar uitați, în carte scrie că a făcut bine, 1, 2, 3, 4. Eu eram de bună credință, eram în barus o carte și o răsfoiam pe acasă. Inițial au fost niște discuții, ca după aceea să înțeleg că totul, de fapt, a fost consecința ocupației din 1812-1940. Adică asta vi se povestea acasă? Nu, din potrivă, părinții, ținând cont de faptul că a fost închis Gheorghe Iimpo între 72 și 78, a fost persecutată familia, au fost deportați bunicii în Siberia, nu erau promovați pe linie de serviciu, era o presiune a regimului asupra familiei, ei au hotărât să nu povestească acasă copiilor pentru a ne proteja, pentru că n-aveau de unde să știe ce va fi mai departe. Însă, la un moment dat, lucrurile au ieșit în stradă și eu îi vedeam pe unchii mei la meeting-uri. Am început să înțeleg deja din mers lucrurile. Și am început și discuțiile acasă, după aceea, bine, la Colunița. Bine, că s-a deschis atunci. Da, la Colunița deja am început să fie reuniuni de familie, se discuta cum facem, ce facem, cum e cu... S-a adunat, țin minte, în porumb să vadă ca să nu-i asculte nimeni, sau mă știu eu. 88, 89, da. Au fost vremuri. Domnul deci, Mihai Iimpo, Gheorghe Iimpo, Manatoșa, Laru Parbisi, nu mai știu. Deci cei care erau atunci în fruntea mișcării de Naștere Națională. E foarte frumos când o familie are idealuri, convingeri, tradiții și așa mai departe, dar cum credeți, de exemplu, dacă copiii dumneavoastră nu o să împărtășească aceste idealuri? Vedeți cum e lumea de astăzi, copiii călătoresc, oamenii se duc în diferite țări, la un moment dat, așa? Poate vine într-o zi fiul meu și zice, știi tată, mă duc eu în Canada, mii, tot una, ce limbă o să vorbesc și unde o să trăiesc? Bine, în primul rând îmi doresc să am un fiu sau o fiică, sau cum o vrea Dumnezeu. Este firesc și aici cumva s-a făcut un dezechilibru în ultimii 8 ani cu activitatea la primărie și viața personală. Dar mai departe, cu siguranță îi voi lăsa libera alegere în ceea ce privește ce vrea să facă, cum vrea să facă. Dacă voi reuși să îi însuflu dragostea față de acest pământ, față de tricolor, față de limba română, față de istorie, față de neam, față de tot ce ține de valorile noastre naționale, patriotice, atunci mă voi bucura. Dacă nu, înseamnă că fie eu n-am avut cum, n-am știut cum să fac lucrul ăsta. Fie, până la urmă, omul este liber să aleagă ceea ce... Eu și uneori mă gândesc, totuși sunt 4 generații sacrificate. Deci străbunicul meu a murit de scârbă pe cuptorul casei de la Ignăței pentru că ambii copii ai săi au fost arestați și dus în nordul Rusiei, pe la Arhanghel, sau nu mai știu pe unde. Este vorba de bunicul meu și fratele său. În 46 au fost duși prima dată arestați și duși pentru că n-au dat la timp postavca la colhoz, așa era pe vremea. După aceea, în 49, au fost deportați în Siberia. Deci străbunicul a decedat de scârbă. S-a dus pe cuptor și două săptămâni s-a ridicat și a murit. Bunicii mei au fost deportați în Siberia din 49 până în 56, s-au întors acasă, acasă n-au mai putut să trăiască în satul respectiv. Pentru că îi arătau cu degetul, își băteau joc, cine ai fost tu, ai fost gospodar în sat și acum ai ajuns, te meri cine, nici n-ai unde lucra, trebuie să cumperi o coceabă undeva într-o parte, nici n-au putut să se întoarcă în casa lor.
și au mutat în alt sat, în satul Bozieni-Cîncești. De la Bozieni-Cîncești au ajuns până urmă la Colonița, după ce tatăl meu s-a căsătorit cu mama. Și acolo au și decedat și sunt înmormântați la Colonița. Deci bunicii mei din Ignăței sunt înmormântați la Colonița. Nici măcar n-au putut să fie înmormântați la ei în sat. A doua generație distrusă. Și ei, practic, de la vârsta de 40 de ani n-au mai avut viață, din 49. Deci bunicul avea 48 de ani, din 1901, și bunica avea 42 de ani. Din acel timp n-au mai avut viață, din acel moment. Părinții mei, mama, tata. Tata, de asemenea, deci crescut în Siberia, aici persecuții, chestiuni cu serviciu, n-a acceptat să fie membru al Partidului Comunist, nu a fost promovat pe linii de serviciu, doar șef de secție, mai sus nu. Mamei îi se propunea să devină lidera comsomolului pe Chișinău, doar ca să arate că în familia Ghimpu nu toți sunt anticomuniști și există și pro-comuniști. Și mama, evident, că a refuzat, n-a fost nici ea membru de partid, n-a acceptat și de aici o serie de alte probleme. A treia generație sacrificată. Și de acum am venit eu, care până la vârsta actuală de 36 de ani, n-am avut posibilitatea să mă ocup mai mult de mine personal, decât indirect. Deci prima dată lupta, să spunem așa, și primăria și după aceea celelalte. Și lupta dar continuă, ar fi, continuă? Da, dar ar fi păcat să spun că situația mea este comparabilă cu situația părinților sau unchiului Gheorghe Ghimpu sau a bunicilor, totuși e diferit. Ei erau într-o situație mult, mult mai grea și când mă gândesc că mie mi-este greu, mă amintesc de ei, cum le-a fost lor. Că noi totuși avem libera circulație, pașapoarte românești, cât de cât nu este același regim care a fost pe vremuri. Sunt alte probleme legate de stabilitate, legate de salarii, de locuri de muncă, de hoții și așa mai departe. Dar nu aveți acest gând că v-ați sacrificat tinerețea oarecum? Este prea mult spus, nu. A avut de suferit într-o anumită măsură tinerețea, dar sunt și foarte multe părți pozitive, nici nu se discută totuși. Oportunitățile pe care le ai, pe care le-am avut și le-am în ultimii 10 ani, nu le are oricare tânăr din Chișinău. Deci oricum este ceva unic pentru tinerii din Chișinău, oportunitatea pe care am avut-o și am timp de 10 ani, de zile din 2005 încoace sau chiar din 2003 de când m-am întors. Absolut. Dar vă place ce faceți? Da, cu siguranță da. Când vă treziți dimineața, vă gândiți cu bucurie că mergeți la birou? Uneori și rămân acolo, deci n-am timp să mă duc. Că rămâniți pe noapte la birou? Da, se mai întâmplă, da. Se mai întâmplă. Când e mult de semnat, când e mult de lucru, pentru că ziua sunt foarte multe întâlniri, activități în teren, sunete și așa mai departe, nu reușești neapărat să te concentrezi pe acte, pe semnături, pe dosare și atunci asta rămâne uneori pentru perioada de noapte sau chiar pentru evaluări și calcule pentru ce e de făcut mai departe. Chiar este adevărat ce ați spus că ce? Prima dumneavoastră căsnicie este da, asta, primăria. Da, asta undeva da. Și copiii? Copiii sunt trolebuzele, Valea Morilor, străzile, proiectele care s-au făcut, monumentul de la gara și toate celelalte. Și chiar îmi place și de fiecare dată am pus suflet în orice proiect care s-a făcut, de la cel mai mic până la cel mai mare și ele rămân în sufletul meu și vor fi toată viața. Nici nu se discută, absolut. Dar părinții dumneavoastră vă susțin în toate, sunt mulțumiți, nu-și doresc și ei onoră, nepoți. Fratele meu aici a recuperat în locul meu. Fratele mai mic. Da, fratele mai mic, Lucian, este cu 5 ani mai mic decât mine, este căsătorit, are acum un băiat. Deci această bucurie deocamdată vine din partea de acolo și este compensată într-o anumită măsură. Evident că ei își doresc, dar ei tot au trecut prin aceleași stări prin care am trecut și eu, mai bine spus, eu am trecut după ei, prin aceste stări și ceea ce tocmai am spus despre ce s-a întâmplat cu noi din 1949 încoace, este și mărturia lor. Și este chiar mai mare durerea lor, pentru că ei au trecut mai mult prin asta decât mine. Și aici este o continuitate, dacă doriți, ei înțeleg că până la urmă sunt marcat de același lucru și este o cruce pe care trebuie să o ducă familia noastră, dacă tot așa a fost de la bun început din anii 40, 50, 60, trebuie dus mai departe, pentru că unchiul Gheorghe Ghimpu a început această luptă împreună cu cei din Frontul Național Patriotic, Alexandru Satiuc Bulgăr, Șoctoianu, Valeriu Graur, ceilalți care erau atunci în anii 70 în clandestinitate, în condiții foarte periculoase, de fapt. Totul se făcea pe ascuns, erau ședințe închise. Cu frică multă,
și cu frică, dar mai bine spus cu foarte mult atenție, pentru a nu fi de conspirați, exact. Pentru că erau întâlniri secrete. Tricolorul era scos de undeva dintr-o cutie, spus un jurământ, sărutat tricolorul, pus înapoi și ascuns, pentru că altfel dacă erai prins, puteai imediat făceai pușcării. Până la urmă la asta și s-a ajuns, că au fost descoperiți. Și dacă nu greșesc, au fost descoperiți cu ajutorul fraților de peste Prut, pentru că ei au scris o scrisoare la Europa Liberă. După aceea au scris o scrisoare și lui Ceaușescu. Ei. Și Ceaușescu, din câte am înțeles, a transmis această scrisoare KGB-ului din Moscova. Și atunci aceștia au venit și au ridicat pe cei de la Chișinău. Dacă nu greșesc, eu așa s-au derulat lucrurile atunci în 1970-1971. Interesant, da. Scrisoarele erau scrise în limba română cu grafie latină. Chiar am o scrisoare scrisă Europei Libere în 71. Ea a stat ascunsă la noi în grădină vreo 20 de ani, ca să nu fie găsită cât era nanogicul închis. Și acea scrisoare spunea despre ce se întâmpla cu soarta moldovenilor din Basarabia, faptul că era colonizare, deznaționalizare. O, domnule director a postului de Radio Europa Liberă, vă scrie un grup de tineri studenți, unii studenți, alții foști studenți, care luptă aici pentru sau împotriva cele mai crude ocupații pe care a cunoscut-o omenirea, mult prea șovină, cizmă rusească, așa că am sunat textul primul aliniat, dacă nu greșesc. Mai sunt astăzi așa oameni, mai întâlniți mai așa sunt. Personalități? Există, eu cred, cam 10% din populația Republicii Moldova care împărtășesc aceste viziuni, minim 10%, cred că acum în creștere până spre 20%. Dar 10% este, dacă doriți, un nucleu care, peste care poate să treacă ce doriți. Un buldozer, un tank, altceva. Ei nu se vor da bătuți și de pe lumea cealaltă vor lupta cu sistemul comunist și cu ocupația. Da, toată, în toate societățile și, există un nucleu dur exact. Care nu cedează și care nu poate fi strivit. Uh-huh. Dovadă care a existat și din 1812 până în 1918 și din 1940 până în 1990. Și până în prezent se simte poziția lor. Eu înțeleg că sunteți înconjurat de oameni care vă împărtășesc idealurile cu adevărat. Dar prieteni aveți? Noi, dacă doriți, pe undeva pe acest criteriu ne-am și adunat. Uh-huh. Alții nu s-au regăsit și atunci nu prea au avut cum să rămână. Exact. Bun, sunt și care profită. Întotdeauna sunt adică profitori. Acceptă idealurile, dar nu idealurile sunt în prim plan. Și altceva îi motivează să fie alături, însă încearcă să împace cumva lucrurile. La un moment dat se descoperă dacă nu este corectă ordinea valorilor. Uh-huh. Prietenii sunt cei cu care am crescut de la școală, cei cu care am crescut la Colonița, cei cu care am crescut în curtea blocului. Bine, cei de la Iași și de la București. Sunt, spunem așa, 4-5 locații de unde, până la urmă, s-au adunat prietenii. Sunt colegi cu care ținem legătura aproape, sunt colegi cu care chiar lucrăm împreună. Sunt colegi cu care sunt peste hotare. Uh-huh. De obicei ne vedem o dată pe an și încercăm să mergem pe la profesorii care ne-au învățat la Gheorghe Asache. Uh-huh. Doamna Nina Alexeiev chiar locuiește aici pe stradă și se vis-a-vis de dumneavoastră. Da. Dar în politică există prietenie? Ar putea fi dacă s-ar dori lucrul acesta. Noi probabil încă nu avem maturitatea necesară ca să înțelegem că în politică trebuie să aplice aceleași reguli care sunt și în viață pentru ca lucrurile să capete sens pe termen lung. Altfel, toate șmecheriile care se fac de moment, până la urmă, te duc pe o cale greșită. Și atunci ar putea fi și prietenie. Eu mai multă prietenie simt cu politicienii și liderii din Uniunea Europeană, chiar de la Bruxelles, de la Luxemburg, la Bruxelles partea politică, la Luxemburg partea economică, Banca Europeană de Investiții, de exemplu, chiar și cu colegii din Belarus, aș spune, cu care am pornit asamblarea trolebuzilor. Deci e un alt nivel, e nivelul la unde funcționează aceeași ordine a lucrurilor. La început trebuie să fie comunitatea sau țara, apoi în ordine, pe ultimul plan fiind interesele personale și este loc și pentru interese personale dacă știi să faci corect agenda politică. Mi-aș dori să se ajungă și la prietenie pentru că asta ar însemna respect, iar respectul duce la solidificarea relațiilor și la nivel politic în așa fel încât să nu fie loc pentru trădări, agenda ascuns, duble standarde și așa mai departe. V-ați simțit trădat vreodată? Da, au fost cazuri și în Consiliul Municipal și la primărie. Nu mai vorbesc deja de Parlament și celelalte, doar că aici indirect, nu eram în Parlament, dar eram în partid și au fost trădări și nu odată, din păcate. Și după cum reacționați de obicei? Dureros foarte la început.
Acum este o anumită imunitate, pentru că am înțeles că asta e o problemă la noi în ADN, în gene. Deci dacă ne uităm de la Alexandru cel Bun încoace sau de la descalicatul țării Moldovei chiar, trădările au fost la ordinea zilei. Deci chiar rude unii pe alții, omorâți, dați jos, trădați, scoși, puși, vânduți, trași în țeapă, vânduți la turci, invers. Deci toate s-au făcut, din păcate. Dar și la noi, din 90 încoace, tot a funcționat pe bază de trădare. Au plecat din Partidul Comunist, trădând Partidul Comunist unii, declarându-se democrați, rămânând într-un fel comuniști. Apoi de la ei, iarăși au plecat alții și au întemeiat altceva. Deci, sau de la Partidul Comuniștilor, de exemplu, tot așa, pe bază de trădare, câți au plecat. Deci nu există consecvență destulă în politică, din păcate. Și asta creează probleme. Pentru că nu există aceste idealuri, aceste convingeri ferme? Și asta tot, dar pentru că... Sunteți un avantajat în sensul ăsta. Bun, haideți să nu exagerăm. Nu. Eu cred că problema este mai adâncă. Problema este în istorie, în temeria noastră. Temeria noastră a fost șubredă de la bun început și doar pe perioada câtorva domnitori s-a încercat solidificarea acestea. De exemplu, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, doar că observăm că pentru Mihai Viteazu a fost un an sau doi. Posibilitatea. În rest, oamenii, sau mă rog, chiar și politicienii din acele vremuri, domnitori și voivozi ce erau, preferau să meargă sub cineva, sub turci, sub alții, sub Imperiul Țarist, doar să-și găsească un loc căldus, nu neapărat să lupte. Și asta ne-a jucat festa, pentru că până în ziua de astăzi, mare parte, din păcate, ai noștri care locuim aici, preferă mai degrabă să se ducă sub cineva decât să lupte să-și câștige libertatea, independența și pe baza acestora prosperitatea. Așa este. Și aici este o problemă mai adâncă care se va rezolva doar în timp. Doar pe bază de tradiție, generații crescute, proprietate și toate care se aranjează în ordine și strat peste strat, decenii sau chiar centenare. Spuneți-mi, în 8 ani de zile de când sunteți primar, vi s-a modificat caracterul? Doar dacă îmbătrânești și devin mai scurțos și mai încăpățânat, parcă nu. Tot cam așa eram, n-aș spune că... Bine, s-au mai conturat niște lucruri, anumite trăsături au ieșit în evidență, poate alte au fost înstopate. Probabil, odată cu schimbarea vârstei, se schimbă nuanțele, dar n-are cum să se schimbe esența. Ați acumulat niște calități? Nu știu, cineva dintr-o parte cred că mai bine vede. Eu consider că un om își formează caracterul din adolescență până pe la 20 de ani și din acel moment nu cred că mai poate fi schimbat. Eu mi-amintesc cu fratele. Fratele avea... Eu aveam, cât aveam eu deja, când aveam eu 12 și el avea, sau 10 și el avea 5, mă rog, ne băteam, mai era cum era, eram copii. Admitem că se putea modela, cu toate că se vedea de la bun început. Cred că de la bun început sunt niște trăsături care sunt în codul genetic. Mai departe, ele pot fi scoase în evidență, estompate. Dar dumneavoastră erați un copil. Da. Mama spunea că de la început eram așa mai dur de când eram mic. Sau a spus că odată, nu știu, trebuia să strâng jucării prin casă, nu vroiam. M-a certat, m-a tras de urechi, m-a bătut, nu m-am pus în colț, dar nici n-am făcut ceea ce s-a cerut de la mine cu forța, ca să spun așa, în acel moment. Un episod, nu mai știu. Dar totuși până pe la 15 ani mai faci cumva, dar de la 15 ani, de la 13 ani în sus, cred că până la 20, se formează caracterul și după aia, decât dacă din proprie inițiativă, așa cumva, în propriu conștient și subconștient lucrezi, mai poți să te modelezi și să te devii cumva cum vrei. Vă întreb că am citit într-un interviu că ziceați că erați un copil foarte năzbătios, da, mulțumesc, foarte năzbătios și râdeați foarte mult. Da, asta e adevărat, da, asta e adevărat. Și acum, când s-a produs această seriozitate? Nu vă pare că luați viața prea în serios? Acum chiar încerc să fiu mai funny, cum se spune, așa, mai relaxat, mai cu glume, mai cu așa. Umor. Și asta înțeleg că mă uit, de exemplu, la băieții de la 95-a quartal din Ucraina, care, din punctul meu de vedere, sunt geniali, cred că sunt cei mai buni umoriști din spațiul post-sovietic. Și temele pe care le abordează și modul în care o fac arată exact cam cum ar trebui să fie, cred, un om matur la ziua de azi. Eu când eram mic, nu știu, așa a fost situația la școală. Așa, eu am crescut până la vârsta de 7 ani la țară.
cu bunica. La grădiniță n-am umblat. Nu sigur am fost la grădiniță, într-o grupă de limbă rusă, limba rusă nu știam pe atunci, era destul de complicat să comunicăm, dar am învățat, m-am obișnuit. După aceea la Gheorghe Asache și așa s-au legat lucrurile. Mama m-a dus la școală muzicală să facă din mine și așa. Pianist. Am învățat, dar 7 ani am învățat la pian. Și drept că mâinile au fost modelate de două instrumente, pianul și sapa. Erau două instrumente și hârlețul, mă rog, instrumente agricole. Bună combinație. Da, bună, chiar apropo de copii. Au făcut un echilibru. Da, apropo de copii, cred că aș proceda la fel. Da. Deci trebuie să cunoască munca fizică pentru a ști care e prețul pâinii, să nu arunci mâncarea și toate celelalte. Și evident că este bine și partea intelectuală, nici nu se discută, plus cărțile și celelalte. Nu știu, așa a fost să fie, să... Nu știu, nu-mi explic de ce eram atât de hlizit, cum îmi spuneau când eram mic sau chiar dărdală. Așa, mai erau niște glume și la școală, într-adevăr, când râdeam eu, lecția era stricată. Deci aveam un coleg, Teodor, o donoagă, stăteam în aceeași bancă, noi eram chiar în mijlocul clasei, banca a patra din rândul de mijloc, și el era tot bun artist sau cadru, cum mai spunem noi, și împreună făceam un tandem, plus alți câțiva colegi, ne-au lăsat, cred că vreo 3-4 profesori din cauza asta. Profesoara de limbă română, doamna Diana Isac, profesoara de limbă, de istorie, profesoara de desen, de artă plastică, nu mai știu, au mai fost și alte cazuri. Deci chiar ne-au lăsat, în minte, ne-am cerut scuze public, pe tablă. Colegii spun că odată am jucat chirița în provincie, m-am tăvălit pe scenă, prin clasă, mi-am adus, nu știu, niște căciuri de-a mamei, nu mai țin minte ce mai lasă-mi de casă. Era probabil o intenție de a ieși în evidență. Nu... Acum, uitându-mă înapoi, rebobinând, îmi dau seama că așa ceva a fost. Și după aceea, cred că din momentul în care am plecat la Iași la studii și am fost pe cont propriu, cumva lucrurile s-au schimbat. Pentru că a trebuit totul să fac de unul singur și mâncare și curățenie și toate celelalte și la gazdă și prin oraș. Să descoper până la urmă orașul, pentru că inițial mi se părea că e departe, că este bine de la Cămin până la liceu. Apropo, foarte alături, Cuza, Negruții, gard în gard. Absolut, foarte aproape. Și... am descoperit prima dată fundația, deci unde era Biblioteca Centrală Universitară, apoi Piața Unirii, așa, câte puțin, apoi Moldova, Palatul Culturii, acolo mi se părea deja departe. Vă cumpărați înghețată la aparat? Da, cea mai bună înghețată. După care, în ultimii ani, am stat la gazdă în Târgu Cucu și tocmai în ultimul, în clasa 12-a, în Bularga, era un cartier rău famat, spre Bucium încolo, dar noi ne-am simțit foarte bine, am observat că se poate în jumătate de oră ajunge la școală, eram foarte bucuroși, eram independenți. Alături erau căminele de studenți și studente, noi eram cam de vârstă, ce 14, ce 15, nu le mai știu acum care erau. Și a fost o perioadă chiar interesantă și veselă. Dar, pe de altă parte, venind greutățile vieții de zi cu zi, asta cumva ne-a transformat. Adică am devenit maturi mai repede decât poate copiii care stau acasă lângă părinți. Exact, da. Dar cum vă amintiți Chișinăul copilării dumneavoastră? 7:15, cu ghiozdanul în spate, în buzeală la stație, urcat în acel troleibus, următorul era la 7:30, așa țin minte eu, și celălalt era la 7:45, 7:15, 7:30 era ok să ajung la școală, 7:45 era obligatoriu întârziere. De obicei eram fie lângă șofer în față, fie în spate, unde este o bară așa chiar lângă ușă. Cum spun... plonjam așa pe sub acea bară împreună cu, mai eram cu prieten Roman Stașcov, care acum este în Rusia, pare că este la Moscova. Și așa ajungeam la școală, apoi școala... Dar cum vă-l amintiți, mai frumos, mai urât decât acum, mai luminos, mai... Eu mi-l amintesc mai multe flori. Mai uniform pentru că era planificarea în stilul respectiv. Evident cu o mai bună întreținere a spațiilor verzi, pentru că era și mai mic, și bugetele erau mai mari și mai dotate toate subdiviziunile. De exemplu, subdiviziunile astăzi au dotări, comparativ cu perioada sovietică, cam 20%. Adică toată cealaltă tehnică care era atunci în perioada sovietică a fost casată, utilizată, altele noi nu s-au mai cumpărat, s-a învechit. Deci serviciile au fost subrezite foarte mult după 1990 încoace. Și... mi-l amintesc, nu neapărat extraordinar. Deci, de exemplu, partea de iarnă. Iarna era chiar mai trist decât acum este. Dezăpezirea nu se făcea mai bine pentru că se punea nisip și era chiar mai murdar. Mi-am amintesc, tot timpul era totul negru. Și acum, de multe ori, este așa, dar nu era nici măcar un efort de a scăpa de această murdărie care o avem iarna.
Evident că era mai puțin aglomerat, nu aveam tot comerțul ăsta stradal, nu aveam panourile publicitare, nu aveam gherete, oamenii lucrau pe la întreprinderi. Era o altă ordine, o altă organizare până la urmă. Dar chiar panourile astea o să rămână tot timpul? Panourile le scoatem și mai sunt și critici, dar noi am scos foarte multe. De exemplu, de la aeroport până la porțile orașului era plin de panouri. Nu mai este niciunul, chiar dacă am fost dat în judecată. Pe străzile care le-am reparat, Mihai Viteazu, Petrecani, Alecu Rusov și celelalte, am scos toate panourile și o să scoatem în continuare. Dar ce trebuie să fac un primar în general ca oamenii să fie mulțumiți? O, primarul trebuie să intuiască în mod corect agenda orașului, să aibă tăria de caracter să promoveze, să implementeze acea agenda orașului, acolo unde sunt lucruri plăcute și pozitive foarte bine, unde sunt neplăcute, dar necesare, să poată să explice și să impună, să-și impună punctul de vedere că anume asta trebuie făcut, pentru că dacă nu facem astăzi, vom fi în întârziere și mâine va fi mult mai greu, mult mai scump și mult mai dezavantajos până la urmă să facem schimbările. Ați văzut oameni mulțumiți? Eu știu că orașul este împărțit cam jumătate la jumătate. Așa a și fost tot timpul. Așa. Sunt cetățeni că, pentru care orice aș face, ei nu vor vota nici rotul capului. Asta este o problemă la noi de mentalitate. Ei ne consideră pe noi mult prea nu știu, naționaliști, uniuniști, eurouniuniști, cum ne mai spun. Toate că noi vrem bine și pentru ei, nu doar pentru cei care apără valorile naționale. Și m-am împăcat cumva cu acest gând. De exemplu, Botanica Râșcani prevalează în această privință și când am rezolvat problema mirosului de la stație de epurare, cumva n-am înțeles cum, adică noi am rezolvat o problemă care însemna miros urât în apartamentul fiecărui, în locuința fiecărui locuitor din Botanica și totuși 70% în 2011 au votat cu contracandidatul și împotriva mea. Asta arată că, până la urmă, nici mirosul nu i-a deranjat atât de mult cât faptul că noi am pus monument în memoria victimelor deportărilor, că domnul Ghimbu a pus piatra în memoria victimelor regimului comunist și a ocupației. Există probleme mai adânci, după cum se vede, decât niște lucruri care țin într-adevăr de problemele orașului și de rezolvarea lor. Dar fiecare cu miliardul său, fiecare cu idealurile sale, cam așa, aici au prevalat. Nu, trebuie să înțelegem că noi nu ne dorim niciun fel de conflict cu comunitatea rusă din municipiul Chișinău sau din Moldova și nu ne dorim niciun fel de conflict cu Rusia. Noi dorim doar să fim respectați. Și la fel cum ei se consideră stat și doresc să fie respectați din întreg mapamondul, cam așa ar trebui să ne considere și pe noi stat și să ne respecte ca și comunitate, ca și națiune care vrem să ne gospodărim de unii singuri. Că avem și aici minorități, nicio problemă, și cum ei au minorități. Absolut. Doar că lucrurile astea nu funcționează până în ziua de azi și dovada este Ucraina, care în momentul în care și-a dorit libertate, independență, a primit război și anexarea Crimeei. Dar care sunt locurile dumneavoastră preferate din Chișinău? Ștefan cel Mare, cu siguranță, statuia, Aleea Clasicilor, acum Valea Morilor, pentru că am și contribuit să se rezolve. Da, bine, trebuie să recunosc că proiectele care le-am făcut, locațiile respective reprezintă o atracție aparte pentru mine. Chiar și acum pietonala, care este total diferită față de restul Chișinăului. Acolo unde ați contribuit, da? Acolo da. Dar, dar pe lângă asta, nu. Există o atracție aparte a Chișinăului, care nu este în alte orașe. Faptul că el a fost mic, precum să spunem, iată, această farfurie, până în 1950. Și străzile au fost și sunt rectangulare. Bine, acum tot asta trebuie îngrijit și adus în ordine și asta o să ia timp și încercăm să fim cât mai restrictivi în ceea ce privește în continuare construcțiile, ca să nu mai apară pe lângă case clădiri mici, clădiri cu foarte multe nivele, anume în perimetrul centrului istoric. Dar acest centru istoric până în 1950 a fost tot orașul. Din 1950 și până în prezent, orașul a crescut cam de 20 de ori. Era 50.000 de populație și acum e aproape 1.000.000. Sectoarele au apărut toate după 1950. Ele sunt în mare parte sovietice. Dar avantajul este că au fost proiectate și construite de o manieră aerisită. Adică bulevarde largi, sensuri giratorii și între sectoare există nu doar parcuri, dar chiar păduri. Între Buiucan și Râșcana este pădure, între Râșcana și Ciocana este pădure, între Ciocana și Botanica de asemenea, între Botanica și centru, iarăși este Valea Trandafirilor, care este parc și pădure. Ceea ce ne creează un avantaj foarte mare pe termen lung, și aici este atracția, această aerisire a Chișinăului și această verdeață este, dacă doriți, o atracție pentru mine și care cu siguranță este împărtășită de foarte multă lume, iar pe viitor poate deveni chiar și o atracție turistică împreună cu ceea ce avem în jur, inclusiv beciurile Cricova, Milești, dacă știm să punem în valoare
ar putea deveni atracții foarte bune. Dar aveți un vis pentru Chișinău? Catedrala, școala, catedrale, Clopotnița, adică toate locurile istorice și reprezentative pentru Chișinău, în egală măsură, sunt aproape. Uh-huh. Aveți un vis pentru Chișinău? Un vis pentru Chișinău? Da. Ceva care nu știu dacă o să reușiți să-l realizați dumneavoastră, poate altcineva, dar care ar... Deci eu îmi doresc să avem calitatea vieții care este astăzi la Viena sau în oricare alt oraș european, și asta este posibil. Îmi doresc blocurile locative să fie izolate termic și reabilitate în curte, să avem locuri de parcări, locuri de joacă pentru copii, ceea ce am început să facem. De fapt, îmi doresc ca omul din Chișinău, locuitorii Chișinău, să fie întotdeauna prima prioritate pentru oricine ar fi în această funcție. Oamenii vor trei lucruri. Ei vor să aibă unde munci, vor să aibă unde trăi și trei, vor să aibă mijloace la dispoziție ca să facă legătura între primele două. Lucrurile sunt simple. Mai departe trebuie făcută ordinea priorităților și aici este, trebuie prioritizate lucrurile după cum este viața omului de dimineață până seara. El dimineață trebuie să iasă dintr-un bloc locativ care să corespundă unui nivel decent de trai. Adus în ordine și pe interior și pe exterior, izolat termic, eficiență energetică, toate astea, cu o scara blocului curată, iluminată, ieșit în curtea blocului, amenajat parcări, locuri de joacă și celelalte, mers pe trotuar bun până la stație, în stație un troleibuz sau un autobuz la standarde europene, până la serviciu drumuri bune, la serviciu un salariu decent și un contract de muncă cu salariu real 9.000 de lei pe foaie și restul un plic. După amiază sau seara, dacă vrea să meargă într-un parc să se odihnească, acela de asemenea să fie amenajat, să-i facă plăcere, să-și reîncarce, să se reîncarce cu energie. Asta înseamnă că fericirea altor oameni v-ar face fericit? Da. Cu siguranță da. Și atunci aș spune că aș avea sentimentul misiunii îndeplinite și m-aș da la o parte să-mi caut eu de viața mea. Deocamdată, dacă m-aș da la o parte, nu văd cine ar putea duce mai departe drapelul. La fel cum l-a dus Gheorghe Ghimpu până în 1990 și în 90 l-a pus pe Parlament. Vă doriți totuși să vin acest moment în care da. Să vă dați la o parte, să vă vedeți de viața personală? Da. Eu vă doresc din tot sufletul. Dar nu acum. Vedem data viitoare. Acum trebuie să mergem înainte. Succes! Mulțumesc! Și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.